În ziua întâi a lunii martie, pomenirea Sfintei Cuvioase Mucenițe Evdochia Samarineanca, secolul al doilea. Această sfântă era samarineancă din cetatea Heliopolis din Fenicia, născută în vremea împăratului Traian, din părinți necredincioși și închinători la idoli. Fiind ea peste măsură de frumoasă, și petrecându-și viața în desfrânare, pe mulți îi atrăgea cu farme cu ei și prin aceasta strânsese multă avuție, încât și în alte țări îi se dusese vestea. A crezut însă mai târziu în Hristos, căci, trecând prin cetatea aceea un pusnic anume German și acesta luându-și sălaș aproape de locuința Evdochiei, din rânduiala lui Dumnezeu se întâmpla că ea auzea din casa ei neîncetatele cântări, citiri și rugăciuni pe care le făcea Sfântul în odaia lui, cuvinte de suflet folositoare, de evlavie și întoarcere la Dumnezeu, cuvinte cum nu mai auzise ea niciodată. Și s-a cutremurat sufletul desfrânatei, cu deosebire atunci când a auzit cuvintele „Vai vouă bogaților!” Luca 6:24. Deci, luminându-se la cuget și scârbită de viața pe care o ducea, Evdochia a mers la omul lui Dumnezeu, rugându-l să o învețe calea mântuirii. Și așa, învățând dreapta credință de la Sfântul German, iar Sfântul Botez primindu-l de la episcopul Teodot, Evdochia și-a schimbat viața. Ea a împărțit săracilor toată averea ei cea multă, liberând pe toți robii, și s-a dus într-o mănăstire unde trăia în smerenie și în pocăință. Deci, ducându-se vestea despre venirea ei la credința creștină și fiind înștiințat împăratul Adrian, 117-138, acesta a poruncit să fie prinsă. Dar, atâtea semne minunate a săvârșit Sfânta Evdochia, încât împăratul însuși s-a îmblânzit față de ea. Murind însă Adrian, Sfânta a fost prinsă din nou pe vremea când Diogen era dregător în cetatea Heliopolis și fiind pusă la chinuri, a dovedit atâta putere de răbdare, încât însuși dregătorul, uimit, a pus-o în libertate. Însă sub dregătorul Vicentie, urmașul lui Diogen, după ce a îndurat din nou cumplite și înspăimântătoare chinuri pentru dreapta credință, Sfintei i s-a tăiat capul. Și astfel, cuvioasa Evdochia s-a mutat la ceruri, dobândind cununa muceniciei pentru Hristos. În această zi, pomenirea Sfintei Domnina cea din Cir, secolul al V-lea. Aceasta s-a născut din părinți binecredincioși și bogați și, dăruindu-se pe sine lui Dumnezeu din tinerețe, viețuia în pusnicie și în celelalte grele pătimiri ale trupului. Făcându-și o colibă lângă grădina mamei sale, acolo viețuia, cu lacrimi neîncetate nu numai fața udându-și, ci și îmbrăcămintea ei cea de păr, fiindcă niște haine ca acestea purta. Iar la cântatul cocoșilor intra în Sfânta Biserică împreună cu toată mulțimea credincioșilor și cântare de laudă aducea stăpânului tuturor. Ca hrană avea linte muiată în apă și toată osteneala aceasta o răbda, cu toate că era slabă la trup. Ea, învelindu-se cu totul cu broboada, n-a văzut nici ea fața cuiva, nici altul fața ei și vorbea încet și fără meșteșug cu cei ce o întrebau spre folos. Deci, astfel viețuind ea ziua și noaptea, la prea iubitul său mire Hristos s-a înălțat prin faptele ei cele plăcute lui Dumnezeu.